Domnule doctor, credeți că imunizarea în masă ne-ar scuti de un al doilea val de infectări, de un al treilea val? Pentru că după al doilea val de care vorbește domnul Raed Arafat, urmează și al treilea. Poate urma și al patrulea val de infectări. Credeți că imunizarea în masă ne-ar scuti? Imunizarea în masă merge cu niște riscuri foarte, foarte mari. Ați văzut că imunizarea în masă nedorită, cea care s-a întâmplat pur și simplu în sisteme de sănătate foarte bine puse la punct, cum e sistemul spaniol sau sistemul italian, sau și ați văzut acum ce se întâmplă în New York și vă spun, primesc aproape zilnic relatări de la colegi de-ai mei de facultate care lucrează în America, lucrurile sunt extrem, extrem de grave. Deci, o formă aceasta, planul acesta de imunizare în masă vine cu un număr mare de pacienți, practic un procent mare de pacienți vor face formele severe, vor veni la spital și vor bloca terapiile intensive, vor bloca secțiile și vom ajunge la astfel de situații, cum am spus mai devreme, coșmarul, cred că, al oricui de a hotărâ cine primește un ventilator și cine nu. Deci de asta eu personal nu cred. Acum trebuie să înțelegeți că eu nu sunt infecționist, eu nu sunt nici măcar internist și evident că colegii mei au mult mai mare experiență și au, cum să vă spun, expertiza de a vă răspunde la aceste întrebări mult mai bine. Personal, și pot spune asta și despre colegii mei chirurgi, noi am fost luați și prin asta de un val de informații. De la o zi la alta aflăm lucruri noi despre acest virus. Acum există o teorie că s-ar lega de eritrocite, de celulele, de globulele roșii și că în felul ăsta ar duce la această hipoxie. Sunt zeci de teorii, sunt zeci de lucruri pe care încă nu se cunosc despre acest virus și cu siguranță întreaga comunitate medicală lucrează acum. Vă spun, marea majoritate a articolelor medicale care apar în ultima vreme, un procent foarte important, sunt doar despre COVID-19, așa că mă aștept să avem niște mai multe răspunsuri, inclusiv despre imunizarea în masă. Există o altă teorie de a permite accesul liber al pacienților sub o anumită vârstă și de a reacasă pacienții vârstnici. Iarăși este o situație destul de dificil de implementat. Nu am nicio experiență despre lucrurile astea, nu-mi dau seama cum ar putea fi aplicată exact, dar precum am văzut, această boală nu afectează numai vârstnici, asta este sigur că afectează mai mult pacienții tarați, mai mult pacienții automat, deci și pacienții vârstnici, dar nu afectează numai vârstnici, așa că nu știu dacă suntem pregătiți să avem un număr mare de fatalități și de așa doar pentru acest preț al imunizării în masă.